Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica Învierii. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a patra. Bine v-am găsit, dragi elevi! Primăvara înseamnă revenirea la viața întregii naturi după lunga iarnă. În acest anotimp are loc cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului, prin care oamenii au revenit la viața cea adevărată, viața alături de Dumnezeu. În clipul de astăzi o să vorbim despre femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica Învierii și vom descoperi împreună cine au fost femeile mironosițe, vom discuta despre devotamentul lor și sărbătoarea închinată acestora. Cine au fost femeile mironosițe? Femeile mironosițe au fost persoane credincioase, care l-au urmat cu mult devotament pe Mântuitorul în timpul activității sale de învățător. Unele dintre ele au fost mame ale Sfinților Apostoli, iar altele au venit la credință văzând minunile Mântuitorului Iisus Hristos. Cum și-au dovedit ele devotamentul față de Hristos? Pe drumul crucii, adică de la locul judecății și până la locul răstignirii, Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost singur. Mama sa, Fecioara Maria și femeile mironosițe nu s-au temut de popor și l-au urmat pe Hristos până la locul numit Golgota, unde a fost răstignit. Aceste femei sfinte au fost martore la răstignirea Domnului pe dealul Golgotei și la punerea sa în mormânt, suferind pentru cele întâmplate alături de Maica Domnului. Ce le-a vestit îngerul în Duminica Învierii? În Duminica Învierii, pline de compasiune, ele au mers la mormântul Mântuitorului cu miruri de mare preț, respectând tradițiile poporului evreu. Ajungând aici, au văzut piatra mormântului dată la o parte, iar un înger le-a vestit învierea Domnului. Astfel, ele au dovedit mult curaj pentru că mormântul era păzit de soldați. Femeile mironosițe au fost primele care s-au bucurat de această minune, vestindu-le și apostolilor, devenind astfel cele dintâi vestitoare ale învierii Domnului. Când sunt sărbătorite Sfintele Femei Mironosițe? Ele sunt sărbătorite în Duminica a treia după Paști, numită și Duminica Femeilor Mironosițe. Aceste femei l-au văzut pe Hristos înviat. Duminica a treia după Sfintele Paști, Duminica Femeilor Mironosițe, a devenit și Ziua Femeilor Creștine. Ce să facem pentru a le urma exemplul? Să fim smeriți, buni și iubitori. În această perioadă sfântă este bine cel mai mult să ne îngrijim de cele sufletești și, bineînțeles, să mărturisim tuturor cu bucurie: Hristos a înviat! Să reținem. Femeile mironosițe au dovedit credință puternică în Domnul Iisus Hristos. Au dovedit devotament în urmarea Fiului lui Dumnezeu. Au dovedit compasiune față de suferințele Mântuitorului. Au dovedit grijă față de întristarea Maicii Domnului la răstignire. Au dovedit curaj, izvorât din credința în Dumnezeu, de a merge la mormântul Domnului și de a vesti învierea sa. Femeile mironosițe au avut cinstea de a fi primele vestitoare ale învierii
Mântuitorului Hristos. Ne jucăm și învățăm. Alege varianta corectă de răspuns. Femeile mironosițe au fost persoane foarte egoiste, credincioase, grăbite. Femeile mironosițe sunt vestitoare ale nașterii, învierii, înălțării. Femeile mironosițe au fost persoane foarte credincioase. Excelent! Femeile mironosițe sunt vestitoare ale învierii. Depus la suflet. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci s-a sculat. Webografia imaginilor.